Colbu. Oficial, sistarea colectării deșeurilor la Orșov a încetat pe 18 ianuarie, dar sunt localnici care spun că în unele locuri deșeurile nu s-au mai ridicat de mai bine de 2 luni. Un conflict uscat de solicitarea de majorare a tarifului dintre operatorul de salubritate și primărie nu a putut fi mediat nici de autoritățile județene. Orșova s-a transformat într-un focar de infecție, iar gunoiul intrat în putrefacție pe străzi emană un miros insuportabil spre nemulțumirea localnicilor. Nu se mai putea deloc, eu stau la parter. Groaznic! E groaznic, groaznic. Am onorul de timp rece, că dacă era un timp mai călduț așa, ne îmbolnăveam toți. Transformat orașul ăsta nou, frumos, cu bază turistică, cu munte, cu mare, cu tot ce vrei, cu Dunăre, într-un oraș de gunoaie. Ne îmbolnăvim, avem copii, suntem bătrâni, nu avem imunitate, vai de capul nostru. N-are, domnule, nimeni să-i tragă la răspundere, nimeni. În prima fază am adunat de la instituțiile publice, cum sunt spitalul, grădinițe, școli, după care în zilele ce preced vom acționa și la spațiile unde au depozitat locuitorii. Declararea stării de alertă a deblocat situația, iar acum se ridică din nou deșeurile de pe străzile orașului. Consiliul local a votat și înființarea unui serviciu care să administreze această activitate după încetarea stării de alertă. Am inițiat un proiect de hotărâre privind înființarea unui serviciu în cadrul primăriei cu personalitate juridică și mă bucur enorm că consilierii locali, nu toți, dar cei care au fost prezenți, au înțeles că este un serviciu de utilitate publică și vine în sprijinul cetățenilor. Ca să poată funcționa, noul serviciu înființat în cadrul Consiliului Local va trebui să obțină și o licență de operare de la ANRSC. Deoarece această licență o are în acest moment doar vechiul operator și după expirarea stării de alertă, doar el este autorizat să ridice deșeurile.